Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori! După cum v-ați obișnuit, la această oră intrăm în casele domniei dumneavoastră cu emisiunea Reflector Analitic. Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre un eveniment istoric care a marcat, de fapt, evoluția de mai târziu a Republicii Moldova. Ne referim la data de 2 decembrie 1917, atunci când a luat naștere Republica Democratică Moldovenească. Aceste aspecte ce țin de tema enunțată vom încerca să le dezvoltăm împreună cu Nicolae Pascaru, președintele Federației Voievod. Bună seara! Bună seara! Victor Stepaniuc, doctor conferențiar, decanul Facultății de Relații Internaționale Științe Politice IRIM. Bună seara și bine ați venit! Și Vasile Statie, istoric. Bună seara și bine ați venit în studioul Reflector Analitic. Domnule Pascaru, aș vrea să încep de la dumneavoastră. Spuneți-ne, vă rog, până ajunge propriu-zis la această sărbătoare pe care ne-am propus să o discutăm astăzi, în viziunea dumneavoastră, cum are loc educația patriotică în Republica Moldova și de ce anumite evenimente importante pentru evoluția noastră ca și națiune sunt lăsate în umbră? Educația patriotică în Republica Moldova merge pe noata 10, este o problemă mare că se educă patriotismul la altă țară. Inclusiv noi vedem toate cărțile de istoria românilor, toate cărțile de propagandă românească, de fapt, duce la ideea că noi, de fapt, educăm niște ieniceri, cum erau pe timpul Imperiului Otoman, ostași luați din creștini, educați în spiritul ăsta otoman, care erau folosiți iarăși mai departe împotriva creștinilor. În cazul dat este înțeles că noi creștem o pleadă de tineri care au niște idealuri străine, au niște idei, de fapt ei văd capitala țării sale mai mult București decât Chișinău. Din păcate și din părere de rău, sunt niște oameni care nu cunosc istoria, care nici nu au de unde să cunoască istoria, pentru că istoria românilor este alcătuită din multe falsuri, din multe mituri, care unde s-a creat carența în formarea noastră? Carența s-a creat probabil în toleranța noastră, care am lăsat de pe azi pe mâine problemele astea importante de construirea unei temelii serioase a statalității moldovenești. Pentru că noi avem toate atribuțiile pentru a construi un stat puternic. Și a doua este tragedia noastră a moldovenilor, că suntem împărțiți în trei state. Suntem o mare parte de moldoveni în România, suntem o mare parte de moldoveni iarăși în Ucraina și inclusiv noi moldovenii care avem o statalitate, care avem o libertate, o neutralitate, cât de cât încercăm să fim suverani, Republica Moldova. Și problema asta întotdeauna va fi, pentru că având în vedere moldovenii din Ucraina, ei sunt totuși presați, sunt ucrainizați la un moment dat și ei în mare parte cedează. Moldovenii din România, de fapt, o parte sunt îndoctrinați în românismul ăsta fals, de fapt, care ieși. Pentru că moldovenii au fost inițiatori la Marea Unire. Pur și simplu moldovenii au fost amăgiți din urma acestui moment. Noi știm detronarea lui Alexandru Ioan Cuza, trecerea capitala de la Iași la București în totalmente. Și de fapt noi am rămas iarăși în proiectul ăsta mare, am rămas mințiți și distrugerea Moldovei, inclusiv Moldovei medievale. Și iarăși moldovenii din România, o mare parte sunt care se simt moldoveni, care respectă cultura moldovenească, care țin eroii moldoveni, cum sunt Bogdan, Ștefan cel Mare, Alexandru cel Bun, dar în mare parte sunt lăsați duși de val. Domnul Stepaniuc, vreau să vă întreb, haideți să deschidem paranteza, 2 decembrie 1917, prin ce este importantă această dată de a fi cunoscută de către concetățenii noștri? Pentru că constatam, iată, și din ceea ce spunea domnul Pascaru, cu părere de rău, nu ne cunoaștem istoria așa cum ar trebui. În acest sens, desigur, noi ar trebui să recunoaștem că noi nu avem astăzi o istorie a Moldovei, în școli, în sistemul universitar, în sistemul educațional. Și aici purtăm vina, în primul rând, președinții, șefii de guverne care au fost în 25 de ani, intelectualitatea noastră, autorii de manuale, noi, moldovenii, ca elite intelectuale, politice, care n-am avut capacitatea să ne întrunim și să găsim un consens. Eu vă mulțumesc dumneavoastră că faceți azi o emisiune la tema asta, fiindcă trebuie să recunosc că asemenea emisiuni au fost foarte puține, pe la 2006-2007, dar în ultimii 10-12 ani deloc absolut nu se vorbește. Și desigur,
tânăra generație în școală, la universitate, el aproape nimic nu știe despre această revoluție, despre această republică democratică moldovenească de atunci. El deschide uneori internetul și dă de dânsa și începe a întreba profesorul, dar unde-i? Și profesorul nu are capacitatea, dar eu spun, ia că aici e istoria noastră. Domnul Vasile Statie, că stă domnul profesor aici alături. Deci, specialiștii germani, americani, au scris despre Moldova, despre istoria tragică a acestei ținuturi. Deci, despre sfatul țării în perioada respectivă s-a scris de autorul Cojocaru la noi, da? Despre Republica Democratică Moldovenească a scris Izaslav Levit, printre altele un istoric moldovean care trăiește în Statele Unite ale Americii, care a documentele toate legate cu 1917, omul acesta le-a studiat poate mai bine decât noi toți. Și manualele acestea trebuie să fie pe masa profesorului de istorie, pe masa fiecărui, de fapt, elev, fiindcă este vorba de țara lui. De țara care trebuie, așa cum a spus și domnul Nicolae, că unii trebuie să se educe patriotismul. Patriotismul ăsta e dragostea de pământul tău. Cum spuneau geții? Geții, străbunii noștri spuneau, patria e acolo unde este pământul străbunilor. Aici e pământul străbunilor noștri. Aici noi vrem să facem țară, să trăim în prosperare. În acest sens, desigur, avem foarte și foarte mult deci, de lucru, dar în primul rând să ne cunoaștem istoria, inclusiv istoria contemporană. 99 de ani în urmă, în ziua asta, o zi tot așa cu ninsoare, era o ninsă în ziua aceea la fel. A fost o paradă. Sfatul Țării s-a întrunit la o ședință festivă și a declarat Republica Democratică Moldovenească. Printre altele declarații respective, ea se întâlnește foarte rar. Acum și eu am să o găsesc. Pare să aici este la domnul Ștefan. Aici am să o găsesc. Ea există, adică, dar noi astăzi în universități se învață mai mult numai actul unirii, când s-a făcut unirea cu România. Altă întrebare. Da, poftim. Domnule State, vreau să ne deschideți parantezele, să ne vorbiți despre condițiile în care a fost creată Republica Democratică Moldovenească și contextul social-politic al anului 1917. Vă mulțumesc în primul rând pentru întrebare, în al doilea rând vă mulțumesc pentru performanța care ați obținut-o. Ați îndrăznit să mă poftiți la emisiune, știți, pentru mine e o mare bucurie. Desigur, trebuie să spunem, în 1917 era de acum în desfășurare decadentă, se destrăma primul război mondial. Moldova era un fel de spate al frontului rus-român. În 1917, către august, România a fost constrânsă, biruitoare României, a fost constrânsă să încheie armistițiu. Adică, pentru prima dată, nu prima dată, să trădeze cauza. România până atunci era aliată împreună cu Rusia, Anglia, Franța, Antanta contra blocului central, iar ea a fost redusă la o așa numită, cum scrie istoricul român Cheițescu, la triunghiul morții, cu frontul pe Siret, cu flancurile pe Prut, între Iași și Huș. Tragedie. Era vorba să se retragă Rusia spre Don și mai departe. Și mai departe. Atunci, totodată, în situația creată, tragică, cum zice Petru Cazacu, autorul cărții respective, una din cele mai documentate cărți, fost prim-ministru al Republicii Democratice Moldovenești, totodată mergeau tratative separate între România, lucrurile sunt documentate, nimic nu descoperim, între România și dușmanul de moarte, Germania, la Focșani. Și astfel, în noiembrie s-a semnat primul armistițiu, când România trădează cauza blocului central și se dă de acord că acceptă condițiile impuse de ocupant, de Germania. Germania spune, puteți ocupa Basarabia, vă dăm Dobrogea, cu condițiile acestea. Ei, trecem peste. La 1926 decembrie,
în conformitate cu nota personală lui Marghe Loman, prim-ministru României, el scrie, s-a redactat proiectul ocupării Basarabiei la 26 decembrie 1917, deci cu 3 luni înainte de așa numită unire. În situația dată, România ia de pe frontă, care murea de foame, era absolut sufocantă, 4 divizii și ocupă Basarabia. Adică Republica Democratică Moldovenească. Basarabia care era proclamată cu, de altă românește, proclamată la 2 decembrie 1917. Republica Democratică Moldovenească a fost proclamată în baza hotărârii celui mai important și cel mai foarte for republican al Moldovei din acea perioadă, Congresul Ostașelor Moldoveni, care a avut loc la 20-24 octombrie 1917, unii s-a spus în al doua rezoluție, Basarabia, pornind de la trecutul său istoric, al satalității sale istorice, al potențialului, fundamentului sale culturalist istorice, se va proclama, decretează cel mai puternic și influent, for Congresul Soldaților Moldoveni. Alt forță nu era atunci, da? Soldați uniți, întruniți la toate celelalte, din toate celelalte unități militare din frontul românesc și din Sebastopol, Odessa, Nicolaev și așa mai departe. Bine, aceasta a avut loc la 24 octombrie, Congresul a hotărât ca să organizeze Sfatul Țării care urma să proclameze Republica Democratică Moldovenească cu o singură condiție, aș vrea ca stimații dumneavoastră cititori și auditori, telespectatori se reține, care avea sarcina principală de a convoca adunarea constituantă, adunarea națională, cum se numea acolo, care să hotărască soarta Republicii Democratice Moldovei, destinul ei în contextul politic și geopolitic respectiv. Dar și altă sarcină n-a avut. El trebuia să convoace chestia aceasta. Încă un moment, eu văd că dumneavoastră atenționați, este moment, căci la 2 decembrie, în conformitate cu hotărârea cel mai important, cel mai de masă, majoritar, for al moldovenilor din acea epocă, a proclamat Republica Democratică Moldovenească și acolo este important un moment pentru situația noastră actuală. Sfatul Țării a proclamat Republica Democratică Moldovenească liberă și independentă în componența Federației Democratice Rusești Independente. Spre deosebire de alte țări, cum azi noi căciulim, referim la Prebaltica și mai departe, Pribaltica a avut altă soartă istorică, alt destin istoric. Ajungem să discutăm și despre acest aspect. Domnule Pascarov, vreau să vă întreb. Astăzi, spunea și domnul Stepaniuc, sunt 99 de ani. De ce, până la urmă, nu am văzut nicio manifestare legată de acest eveniment? Constata și domnia sa că, practic, vreo 10 ani constatăm o trecere cu vederea. Este intenționată? S-a implicat prea mult politicul aici? Eu cred că, în primul rând, este problema politicului, pentru că, iarăși, când este un politic sănătos care întărește bazele acestei țări, totuși propagă unele valori, care cuprinde tăria acestui stat. Din păcate, noi vedem în ultimii ani ceea ce se întâmplă, o pierdere de încredere a societății în politic și la rândul său politicul face o trădare față de cetățenii săi și uite de ceea ce este important. Pentru că fiecare țară, inclusiv noi vedem Rusia,
Turcia, România, Ucraina, țările de aproape, noi vedem că fiecare își construiește aceea temelie în istorie, în politică, în sociologie, ca statele sale să fie durabile, să fie pe mai mult timp. Clar că sunt exemple mai de succes, sunt exemple mai puțin de succes, cum este în cazul ăsta Ucraina. Dar noi să nu uităm că Republica Moldova este într-o zonă de bufer între două puteri mari, Occidentul și Rusia, Ucraina. Și noi aici suntem responsabili de acest teritoriu. Eu am în vedere noi, moldoveni, cei care suntem majoritatea. Și inclusiv trebuie să atragem atenție la acea doctrină care se promovează prin școli, la televiziune, pentru că dacă nu vom avea așa o temelie de așa informații, o situație catastrofică. Pentru că, cum am spus, în mare parte România este o țară puternică, iau rezervele cele financiare, au și literatură mai mult pentru a promova românismul care este și Republica Moldova tot trebuie să facă un sistem de granturi pentru a promova inclusiv istoria Moldovei. Noi avem o viziune mai aparte, cum au românii sau cum la diferite evenimente istorice. Adică istoria este un obiect care se privește din diferite cetăți. Privirea la acest teritoriu din Moscova sau din București este cu totul diferită. De exemplu, sunt voci în Rusia care ne vede pe noi în corporație într-o nouă Rusie, da, Novorosia. Sunt voci din București care pe noi ne văd într-o Românie mare, dar noi aici trebuie să hotărâm, de exemplu, să nu fim așa o monetă de schimb, ban colo 30 de ani, ban colo 40 de ani, dar trebuie să fie acest caracter, pentru că noi știm în lume sunt state mai mici ca Republica Moldova, dar sunt niște state de succes, unde într-adevăr acel popor este fericit, dar din păcate noi vedem că politicul face foarte multe greșeli. Domnule Stepaniuc, spuneți-mi, vă rog, de ce Republica Democratică Moldovenească? De ce s-a mers pe această denumire? Și ați mai avut ceva mai devreme a adăuga? Mulțumesc de întrebare. Trebuie să spunem că după prăbușirea Imperiului Rus, Revoluția din februarie, acolo a venit un guvern provizoriu și a propus democratizarea Rusiei. Și câteva partide politice au promovat ideea autodeterminării popoarelor. Trebuie să spunem că ideea asta pentru acele timpuri era o idee foarte progresistă. Și avem câteva partide politice în Rusia care au promovat, eu am în vedere în primul rând Partidul Social-Revoluționarilor, deci Partidul Bolșevicilor atunci, cadeții care erau constituționaliști democrați, ei vedeau viitorul stat rus, îl vedeau ca o democrație, ca o republică democratică. În cadrul Imperiului Rus cunoaștem că erau mai multe regiuni naționale, regiuni care într-un fel sau într-altul au fost cândva anexate la Rusia și în acele zone apar niște mișcări pentru autodeterminare. Și lucrul ăsta s-a întâmplat și în Ucraina vecină, și în Belarus, și în Georgia, și inclusiv și la noi în Basarabia, în Basarabia, așa se numea ea atunci. Mișcarea cea mai importantă a fost pe front. Domnul profesor State a vorbit despre asta. Pe frontul acela a primului război mondial au fost mobilizați până la 300.000 de, unele surse scriu 200-240, să luăm o cifră medie, 240-250.000 de ostași. Și reprezentanții acestor ostași care erau pe front și acolo era propagandă și acolo ostașul ce dorește? El dorește să plece acasă, el dorește ca războiul să termine, să rămână viu. Plus de asta, toate ideile acestea revoluționare, inclusiv pentru Republică, pentru reforma agrară, ele erau, circulau pe front. Și moldovenii nu s-au trezit și ei că, stați puțin, ucrainenii și-au creat Republică, dar noi de ce să nu ne creiem? Dar noi toți suntem din neamul vechi moldovenesc, că am avut cândva stat, noi suntem moldoveni, avem limba noastră, cultura noastră, hai să facem lucrul acesta. Și apar câteva partide politice. În primul rând este vorba de Partidul Național Moldovenesc, Partidul Progresist Moldovenesc. Ostașii până la urmă s-au organizat în vara anului 1917 în câteva grupuri, inclusiv la Odessa, aici la Chișinău, la Iași, în alte părți, și ei și-au trimis în toamnă, în octombrie, și-au trimis reprezentanții lor la acest congres mare care se numea Congresul Ostașilor Moldoveni. Trebuie să spun că există circa 6.000 de documente despre anul 1917-1918 și majoritatea absolută a documentelor reflectă un adevăr, că moldovenii și-au dorit statalitate.
Moldovenii au ținut la identitatea sa. Când noi deschidem documentele, pornind de la Levit și alt, se vede foarte concret, inclusiv Ștefan Ciobanu, care era un românist, și el pleda pentru unionism într-un fel, dar el îi recunoaște că de fapt moldovenii își doresc limba moldovenească și își doresc popor moldovenesc și își doresc Republica Moldovenească. El recunoaște, poftim, citiți cărțile. Eu nu întâmplător am adus cărțile acestea, fiindcă le dau... Acolo este abordată aceasta. Da, da, asta e ceea ce am putut aduce în geantă. Vreau să vă spun că aici sunt sute de mii de cărți astăzi, inclusiv în Occident, despre Moldova. Noi ne rușine acasă vorbim despre Moldova, dar occidental pe noi ne respectă. Ne respectă ca țară cu etnie veche, cu domnitori am avut, țară puternică în Europa, țară care a ținut aici zid otomanilor, să spunem foarte și concret. Și în sensul acesta, basarabenii atunci, în 1917, au avut de ales să rămână cu Rusia. La prima etapă se vedea această democratizare în componența Rusiei, fiindcă se spunea că, uite, în Rusia de acum este republică, dar în România încă e regat. Și moldovenii tindeau înspre republică, într-un sistem democratic. Și domn profesor de acum a spus că în toamnă a fost declarată Republica Democratică Moldovenească. Dar având în vedere ce s-a întâmplat pe front, când armata rusă s-a retras de pe front, România a rămas singură împotriva nemților. Și nemții i-au prins la perete și există așa numitul armistițiu de la Focșani, domn profesor, da? Când nemții le spune, voi românilor, cedați Bulgariei Dobroja, dar noi, în schimb, vă dăm voie să ocupați Basarabia. Dar cum se ocupă Basarabia dacă Basarabia era declarată de acum republică? Adică aici era procesul... În componența Rusiei. Era un proces... Aliatei. România. Era un proces de autodeterminare. Și noi nu știm acest proces cu ce trebuie să termine. Adică noi azi putem numai să presupunem. Atunci, mare parte moldovenii vroiau Republica Moldovenească în parteneriat cu Federația Rusească, cum îi spuneau ei atunci, dar erau și multă lume care pleda pentru o republică independentă. Îi spunea că trebuie să creăm un stat independent cu recunoaștere internațională, să ne recunoască și rușii, și ucrainenii, și românii, și toți în jur. Adică inclusiv Franța, Statele Unite Americii și așa mai departe. Și trebuie să spunem că parcursul lunii decembrie, ambasadorii Statelor Unite ale Americii, a Franței, da, a Marii Britanii au fost aici, reprezentantul guvernului bolșevic a fost în sfatul țării, reprezentantul guvernului României, adică ei au venit și practic au recunoscut această republică că ea de fapt există. Dar straniu lucru, când ianuarie, noaptea, pe data de 23, încoace năvălesc trupele române. Adică pentru moldoveni asta a fost pe neașteptat. Armata moldovenească o conducea German Pântea și ea avea între 7 și 9 mii de ostași. Trupele române au venit 100 de mii. Și aici șeful, președintele sfatului țării, a dat comandă lui German Pânte, a trimis telegramă, scoate armata împotriva vrăjmașului. Este telegrama, la fel, prezentată în cartea respectivă. Și la mine, și la dumnealui, dar și în cartea document, lui Levit. Este document. Și în telegrama scrie concret, data de 6 ianuarie, scoate armata împotriva trupelor. Și au avut loc în 18 localități, pornind de la Ungheni, Strășeni, Călăraș, în preajma Chișinăului, ia că aici în preajma Chișinăului au fost lupte. Când armata... Românii s-au retras, au fugit. În câteva rânduri, departe, da. Până la urmă aleargă încoace pe data de 13 ianuarie, aleargă reprezentantul Franței, vine la domnul Ion Inculeț și spune, voi trebuie să opriți războiul cu românii. Românii nu vin de fapt să vă cucerească. Ei au aici niște scopuri militare, noi suntem în război cu Germania, voi trebuie să înțelegeți că nu trebuie să luptați. Și Inculeț aici e clar că practic o scos luptele, oprit luptele, să vadă ce o să fie. Și într-adevăr, primele zile, armata română, cum s-a cumpărat, generalul Broșteanu, a scos o declarație că noi recunoaștem drepturile voastre cetățenii Republicii Moldovenești, așa și eu numit. Adică România recunoștea Republica Democratică Moldovenească. General Prezan. Prezan, da. A scos această declarație, vreau să spun că foi volante au fost împrăștiate în tot teritoriul, cu avioane, cu două avioane au fost împrăștiate în toată Republica. Și moldovenii s-au liniștit câteva zile, dar pe urmă s-a văzut că de fapt Republica este condusă de generalii români,
Mai mult ca atât, ei și-au permis la congresul, a fost organizat un congresul țăranilor, care trebuie să hotărască soarta reformei agrare, și țăranii au venit nemulțumiți, deși au intrat o armată străină în teritoriul Moldovei, în teritoriul Republicii Democratice Moldovenești. Și la congres, conducătorul Rudiev, acestui congres, a încercat să spună că armata română trebuie să plece acasă. Și atunci el a spus, n-a încercat, el a declarat. A declarat. Și când, 24 de ore. Și când el a declarat, în câteva zeci de minute, în 40 de minute, între un regiment și îl arestează pe Rudiev, încă 5 deputați, 5 deputați de fapt sunt arestați, dar eu vreau să vă spun că de fapt noi vorbim despre 19 deputați a Sfatului Țării care au fost împușcați și în general, în curs de o lună de zile, parcursul lunii ianuarie, din Sfatul Țării au fugit și nu au venit pe la ședință din cauza represiunilor, vă 40. Ei sunt, vă 40 de deputați a Sfatului Țării. Aceasta e altă, o leacă, o etapă următoare. Etapa următoare. Și trebuie să spunem că presiunile asupra acestei republici au fost foarte și foarte mari. De atâta, domn profesor, de acum a vorbit, că de fapt unirea care a avut loc peste 3 luni de zile, în 27 martie, a fost un spectacol. Ea a fost o înțelegere care a avut-o România cu, pe de o parte cu Germania și pe de altă parte cu țările Antante, fiindcă ambele grupări în război, de fapt au permis, nu că au permis, dar au presat de deputații și conducerea Sfatului Țării să meargă în această direcție. Eu vreau să spun încă un cuvânt în apărarea, deci, conducătorului Sfatului Țării, fiindcă ei în istoriografia sovietică erau numiți trădători. Și noi și avem și mulți istorici moldoveniști care țin la țara asta, care îi numesc trădători. Eu vreau să spun că, de fapt, același Ion Inculeț, până la 22 martie, adică cu 5 zile înainte de unire, el încă căuta să plece la tratative ca Republica să fie recunoscută independentă. El încă spera că, necătând că au venit trupele române, el trebuie să plece acasă și noi trebuie să rămânem stat independent. Eu am documente, am pregătit câteva articole, eu sper că o să mai completez. Da, domnul State, spuneți-ne, vă rog, vreau să ne oprim un pic la rolul Partidului Național Moldovenesc la ora aceea și a partidilor, de fapt, existente în acea perioadă. Ele, într-un fel sau altul, au favorizat apariția acestei republici? Mi-ar face plăcere să-i fac aici un pic de precizări, vă rog, spuneți, discursului, da. Dar dacă pentru că suntem la o emisiune, aveți tot dreptul. Da, serios? Mersi frumos. Este vorba, în primul rând, că nu e chiar așa cum se zice în anumite surse. Ostașii moldoveni, în genie, ostașii moldoveni, nu conducerea ostașilor, au ieșit. Se scrie documentar. Când German zice că, Doamne, ce se întâmplă? Ostașii moldoveni iese contra inamicul românesc fără ordinul meu. Mă anunță pe mine că mă arestează. Așa e, asta este situația. Cât cu privire la întrebarea dumneavoastră, Partidul Național Moldovenesc a fost o idee și a fost și o realizare undeva frumoasă de către marii lideri ai culturii și gândirii social-politicii moldovenești de la sfârșitul secolului 1917, același Nicolae Alexandridru, alții, Pantelimon Halipa, care a devenit pe urmă și lider, el a fost anume ceea ce astăzi nu ne ajunge capul și mintea și curajul și bărbăție de a crea un partid al Moldovei, al țării Moldovei. Ei au avut acest curaj și această bărbăție de a-l înființa. Ei au fost atacați drastic și dur, fiindcă li s-a spus cum, adică voi îndrăzniți, la care este un răspuns foarte frumos în gazeta Cuvânt Moldovenesc, și că ni se face obiecția că noi suntem un partid mononațional, adică numai pentru moldoveni. El zice, noi suntem pentru toate naționalitățile, dar cine va apara în țara asta? Întreabă articolul din gazeta din articolul redacțional Cuvânt Moldovenesc, cine în țara asta va apărea moldovenii? Eu consider, eu sunt convins că întrebarea este actuală și astăzi. Da, noi apărăm cu toate cinstea, cu tot. Noi, moldovenii, fondatorii acestui stat,
Dar cine ne apără astăzi pe noi? Dar acesta este așa, în paranteze fiind spus. Acest partid al moldovenilor și liderul său, Cuncetul, a fost, din păcate, diluat, a fost cumpărat, a fost compromis, cedând, fiindcă același Pantelimon Halipa, fiind președintele Partidului Național Moldovenesc, fiind la București, în ajunul lichidării statului moldovenesc democratic, același Pantelimon Halipa a votat și a ascultat și a spus regele, și a spus Margheloman, a pupat mâna, a ascultat umilit ceea ce au zis la Academia Română, ca peste 6 ani să scrie niște articole umilitoare și distrugătoare contra regimului, care a distrus toate idealurile care le-a promis el. Aici aș vrea să mai adaug un moment, că trebuie să știm că nu toți liderii Partidului Național Moldovenesc a rămas în fond, în mare parte, fidel idealului Moldovei, dar același Pantelimon Halipa și aceiași ceilalți au fugit la 6 noiembrie, ianuarie, au fugit la Iași. Toți au trădat. 6 zile sfatul țării n-a existat. O parte dintre așa. O parte, 6, eu zic, numai 6 am spus. Este vorba că presiunea care s-a exercitat și acea corupție pe toate căile, ca să nu mai amintesc din mai târziu, când s-a confirmat că Ion Inculeț, care pământeanul lui Victor Fiodorovici. Da, de ce el trage? Dar nu trag, dar eu... Rezin. Da, a luat 2 milioane de lei în toată sărăcia României pentru că a votat cum trebuie sfatul țării. Votare. Aceștia au votat. Ei au venit în Moldova ca reprezentanți al Rusiei pentru a adânci Pantelimon Harman și Ierhan și Ion Inculeț și tot aici au trădat pentru a cauza Moldovei. Ei au fost contra cauzei Moldovei la început. Este o mare rușine, o mare tragedie ce s-a întâmplat în chestia aceasta, fiindcă ei au trădat cauza Moldovei și asta este fapt. Apropo, momentul acestea care le îndrăznesc eu să le reactualizez, sunt descrise cu amănunt și fulminant și scânteitor în amintirii lui Alexandru Margheloman, prim-ministru României, cum vindeau și cumpărau și ce. Sunt descrise în marele volume ale lui Constantin Argetoianu, ministru, care i-au hrănit pe cești, i-au primit și i-au vândut când vreau să duc spre București și n-au mai ajuns. Sunt lucruri scântietoare, sunt lucruri fulminante pe care noi nu le știm, le astupăm, care trădează că aceasta ne dezvăluie, că aceștia sunt niște oameni vânduți și cumpărați la o mită fază. Da, spuneți, domnul Stepanic, încerc să polemizez cu domnul profesor. Este doar o singură sursă care îl învinuiește pe Inculeț de trădare, dar mai multe surse demonstrează foarte concret cum omul acesta a căutat să apere Republica până în ultimul moment. Deci noi avem aici un interviu din 20 martie, când a avut loc unire, pe 27. Și omul acesta, foarte concret, în ziarul Mișcarea din 20 martie, vorbește despre poporul moldovenesc, necesitatea întăririi statului, Republica Democratică Moldovenească, și noi vrem să facem un stat, să avem recunoaștere internațională. El după aceasta în sute de și prin poziții lui, prin vânderea tuturor partidelor. Haideți să-l ascultăm pe domnul Stepanic, după asta revenim. Nu se poate așa, domnilor, cu tot respect. Domn profesor. Tot respect. Este altceva că presiunile care s-au făcut, s-au făcut din România, au fost... Ori tu ești exponent al țării, ori ești... Au fost regizate pe urmă de factori internaționali. Eu încerc să vorbesc despre dorința de a recunoaște. În perioada dintre 20, 21 și 27, în 5 zile ceva s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat, noi în principiu cunoaștem. Încercarea de a pleca la tratative au fost încă o dată sabotată, inclusiv de conducerea României, și venirea lui Margheloman concret cu presiunea că voi trebuie să cedeți Basarabia. Pentru că ce s-a spus, domn profesor? Dacă voi nu votați unirea, ce facem?
Facem anexare. A spus și Constantin Arion și a spus și Constantin Stenești. Domnul Pascaru, spuneți-ne, vă rog, foarte explicit, atât domnul Stepaniuc cât și domnul State a vorbit despre premizele care, de fapt, au dus la unire. În ce măsură acest eveniment istoric poate fi luat la în considerație și reprezintă un argument atunci când vorbim despre evoluția statului și toate cele care urmează? Vă rog. Sine dumneavoastră, pentru că până la urmă și federația pe care o reprezentați are un nume destul de sugestiv, Voievod. Ori statalitatea bănuiesc este pe prim plan și nu putem lăsa loc pentru tot felul de interpretări. Eu poate mai puțin mai modest, dar sincer să vă spun, eu foarte nu cu atâta încredere cred în toți istoricii care sunt, pentru că istoria este scrisă de oameni, știți, și istoria este nu atât de obiectivă. Poate fi admis dreptul, factorul uman, nu mai decât factorul uman. Dreptul în ultima instanță. Adevărul în ultima instanță, practic, eu nu cred dacă există, pentru că noi, uitați-vă, noi avem câțiva ani, de exemplu, conducerea acestei guvernări în Republica Moldova, AIE, și în mare parte poporul nu știe ce s-a întâmplat în Republica Moldova. Puțin cunosc câte miliarde s-au scos din banc, puțin cunosc câte datorii externe are Republica Moldova și în care direcție în diopște plecăm. Poate cunosc aceasta vreo 20 de oameni care sunt niște experți, analiști politici sau niște oameni care sunt mai informați. Dar să spunem ce a fost cu 90 de ani în urmă, este mai greu. Totuși că eu cred că se poate, dacă de-a strâns mai multe documentații, mai multe se poate de făcut o analiză foarte bună, când, într-adevăr, această analiză merge pentru a cunoaște mai bine istoria, pentru a construi acest stat, Republica Moldova, și noi suntem obligați ca să căutăm aceste date și să aducem la cunoștință. Dar este important ca să știm că moldoveni, Moldova, voievozii moldoveni întotdeauna au tins și au luptat pentru libertate. Pentru că cât s-a construit castelele mari din Europa, Cracov, Praga și alte orașe mari, moldovenii noștri cu sabia în mână, cu coasa în mână au oprit forțele otomane, armata celui mai mare imperiu pe acelea timpuri i-a oprit, cum a spus Pietrițuțea, o căruță de țărani a ținut în șah imperii. Și de fapt aceasta... Discutăm, mai avem ceva minute, vreo 10 minute, ne spune regia. De exemplu, eu cred în strămoșii mei, cred în Moldova, cred în Ștefan cel Mare, între acestea glorii. Și de fapt eu poate mai cu gelozie privesc acestea, eu văd, de exemplu, lupta între ideologii, nu între popoare, că voi așa sunteți români, voi sunteți moldoveni, voi vă considerați... Eu, de exemplu, văd lupta între două idei, da? Curentul moldovenist și un alt curent care el este mai puternic, dar, din punctul meu de vedere, are mai puține adevăruri în argumente, el. Da, și mai puține argumente, pentru că... Moldova, moldovenii au dreptul la o proprie națiune, pentru că nu toți moldovenii sunt români și nu toți românii sunt moldoveni. Lucian Boia undeva a spus că moldovenii au dreptul la o națiune proprie, o națiune aparte. Ceea ce construim noi în Republica Moldova. Dar să nu uităm de acest concept sau această idee care acum este formulată în ultimii ani, ideea Moldovei Unite. Și am în vedere a întregii Moldove, inclusiv istoricii de pe perioada lui Ștefan cel Mare. Eu nu mă am în vedere, hai să începem un război, că nu vom putea noi duce un război. Dar este important ca noi undeva în subconștient să putem programa tineretul nostru, să putem programa societatea, că Moldova este mai mare, spiritul moldovenesc are hotarele mai mare și noi să-l întărim măcar cultural. Măcar pentru o pregătire mai specială, măcar pentru o pregătire sau niște fonduri de la stat pentru a întări cultura, pentru a întări portul popular, muzica populară, tradiții, obiceiuri. Este foarte important, pentru că chiar această întreluptă moldovenism și românism se pierde foarte mult puțin să face. Noi vedem România, de fapt, este invadată de manele. În mare parte românii ascultă niște muzică turcească împreună cu hip-hop.
Da, mulți sunt fideli tradiției. În Republica Moldova, din bucurie, președinții care au fost la putere au dus tradițiile astea folclorului național. Chiar pe timpul perioadei comunistului Voronin, în fiecare casă de cultură, se dădeau bani pentru niște costume populare, pentru niște cercuri unde copiii poate să învață a dansa călușare, ciuleandra, hora, sârba. Și este îmbucurător faptul că s-a ocupat cineva cu asta. Ultimii ani, cei care sunt la alianță, inclusiv cu partidul lui Mihai Ghimpu, el a făcut tot ce a distrus. Pentru că noi vedem Ministerul Educației, practic nu promovează ideile astea. Da, și este o problemă care, de fapt, cineva a spus, dacă în trecut împușcăm din pușcă, putem să primim o împușcătură de tun din viitor. Domnule Stepaniuc, domnule State Regia, ne spune că mai avem aproximativ 5 minute. Haideți, pe final de emisiune, vreau să aflu de la dumneavoastră, domnul Stepaniuc, Mișcarea Țărănească din Basarabia, care a fost rolul ei în contextul temei discutate de către noi aici? Deci, Mișcarea Țărănească a avut un aport foarte mare. Eu consider, de exemplu, că această republică, de fapt, a fost mai mult o republică anume a țăranilor și a muncitorilor, din cauza că, repetăm, ostașii au fost primii promotori, și intelectuali, și fiețele bisericești, dar mai ales ostașii. Și ideea aceasta despre reforma agrară, care o promova unele partide politice, inclusiv și Partidul Național Moldovenesc, pentru că să ne aducem aminte și Ion Niculeț și Pantelimon Calipa și Stiere pe urmă, da? Și liderii, de fapt, acestei republici atunci la moment, au promovat ideea deci mai multor libertăți și principalul pământ pentru țărani. Inclusiv fracțiunea țărănească, să ne aducem aminte că, de fapt, ea s-a împotrivit Unirii. Ea, practic, a fost unica fracțiune care masiv s-a împotrivit Unirii. Ei au fost represați mai mult, conducătorii acestei mișcări țărănești. Ei așa și n-au putut întrunii, vreau să vă spun, cu un partid țărănesc, deși erau câteva încercări de a crea acest partid. Deci astăzi pot? Și astăzi e o problemă asta. Adică, inclusiv generalii români care erau aici, conduceau țara în ianuarie, februarie, în martie, fiindcă ei conduceau țara, nu au permis crearea acestui și ei stemeau tare de țărani. Și până la urmă, după Unire, că după 27 martie, când Republica Moldovenească este lichidată, depeșele funcționari români demonstrează că în 1918, 19, 20, practic până la 25-26, că țăranii erau împotriva vinirii funcționarilor români. Ei spuneau unde sunt moldovenii noștri, cine să facă aici reforma. Sunt documente, documente. De ce ei vin și pe noi ne arestează? Fiindcă nu se dădea voie să întrunească trei țărani împreună să vorbească. Băi și trei ni se iberați. Adică mai mult de trei nu vă întruniți. Venea jandarmul și dintr-o dată aresta și trebuie să spunem că, de fapt, aici tot timpul a fost un regim de situație excepțională, un sistem de practic de dictatură militară. Țăranii au fost cei mai oprimați, dar ei au fost, vă spun că, cei mai viridici luptători pentru libertate atunci și pentru crearea statalității în 1917 și 1918. Domnule State, ultima întrebare în cadrul acestei emisiuni. Vreau să ne spuneți despre președintele ales Inculeț. În discursul său, el formula sarcinile celui din tâi Parlament Basarabean. Care erau principalele sarcini? În ce măsură ele erau realizabile? Mă scuzați, vă rog, eu am să deviez cu îngăduința dumneavoastră. În primul rând, este un răspuns care Victor Florici a vorbit 2 minute. Da. Rolul Țărănimii a fost decisiv. Singura masă în frunte cu ostașii moldoveni, care erau acești țărani uniforme militare, au adus la confirmarea și la declararea Republicii Democratice. Aceasta a fost rolul. Singura forță politică, lucrurile sunt, a fost consecventă, a fost Congresul Ostașilor Moldoveni. După 6 ianuarie, sfatul țării a fost de acum corupt și așa mai departe. Eu aș vrea acum, indiferent, nu vă supărați, spuneți. Dacă am să fac, fiindcă aveți spus că avem 20 de secunde, vreau să vă informez, să informez și mă folosesc de acest prilej. Ieri a avut loc ședința lărgită a Organizației Istorico-Geografice Moldovenești,
care a hotărât unanim, destul de desfășurat și concret, proclamarea anului 2017, anul a 100 de ani ai proclamării Republicii Moldovenești. Mai concret, al renașterii, trecând prin etapele de așa numite statalitate amânată. Am trecut și prin aceasta, ca și Polonia, ca și Finlandia și multe alte țări, să nu facem din această mare tragedie. Deci s-a hotărât a interveni, a ne adresa oficial președinții guvernului și parlamentului de a declara și de a promova acest act de renaștere a Republicii Democratice Moldovenești a 2 decembrie 1917, fiindcă, haide să fim serioși și să fim cinstiți în fața lui Dumnezeu și a poporului în baza cărui discutăm. Da, discutăm. În sensul că dacă nu era 2 decembrie 1917, nu era 2 august 1940 și nu era 23 iunie 1990 prin declararea suveranității care intră în Constituție, nu a povestite și așa mai departe. Deci, și a doilea punct, pentru a promova și a edita, dacă cu mână de la mână am hotărât că nici, chiar nici partidul respectiv nu dorește, să publicăm o lucrare populară, foarte populară. Moldova nu este România, moldovenii nu sunt români. Aceasta e, în momentul în care dumneavoastră problemă care mi-ați dat-o, rămânem pe aceeași poziții ferme, documentele toate, dar toate documentele, indiferent de, este istoria așa, ca să termin cu așa, istoria înseamnă istoria faptelor care au avut loc și discursul asupra faptelor care au avut loc. Ce și facem noi astăzi? Domnilor, e vorba de discurs. Domnilor invitați, părere de rău, timpul acordat pentru această emisiune s-a scurs. Problema este mult mai consistentă și aș îndrăzni să zic că urmează sau este cazul să fie discutată și într-un for științific, pentru că sunt aspecte care au rămas pe din afară. Domnilor, domnule Pascaru, domnule Stepaniuc, domnule State, vă mai așteptăm și în cadrul altor emisiuni. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii Reflector Analitic. Eu sunt Vlad Madan, vă urez o seară bună alături de Accent TV. Rămâneți alături de noi.